spate, dar tu te-ai îndrăgostit de Teodor. Maria, tu vorbești serios ce ai spus? Da. Îmi trimitea, să zicem, 10 mesaje vocale, dintre care 5 erau despre Jador. Felicitări, Jador, s-a mai îndrăgostit încă una de tine, bravo! E singura femeie care l-a lăsat pe Jador fără cuvinte, Maria. Ce spun unul că a plâns așa? Ia? Gen, da, că dă bine la TV și că știe că lumea vă place împreună, gen. Raju, îți place de Bianca? Mi-a plăcut. Andreea, Larisa, ce ați avut de împărțit? A zis că Bianca a împins-o de la spate să facă nu știu ce pod. Sunt vinovată, îmi asum. De ce ai băgat vina pe Bianca? Că nu înțeleg. Larisa, ai vrut tu să faci poza sau te-a rugat Bianca să faci poza? Am vrut eu să fac poza. Da, mă, e inocentă. Ea nu-și dă seama, da. E inocentă, da. Aia e problema. Și măcar cât mai e aici, măcar cât mai e aici, să nu ne batem joc de ea, să se simtă integrată, știi? Dacă nu vrea nimeni cuplu cu ea sau nu place pe nimeni... Mâine trebuie să vină un băiat nou, știi? Să vedem și mâine dacă... Uite că vine acum. Vine acum? Nimeni, absolut, din casa asta, eu vorbesc despre mine, n-am absolut nicio treabă cu tine. După cineva, vă rog să vorbim. Sau să vreau să-ți fac rău sau să te vorbesc pe la spate, nu. Îți spun în față ce se vede și mi-am dat și eu seama în ultimele. Nu, ok, și eu v-am explicat de zeci de ori. Dar fiecare zi aceeași poveste și mi-am săturat. Păi și eu m-am săturat, așa că ajutați-mă să nu mai vorbesc. El trebuie să fiți asumați, v-am spus unul la altul, nu mai vreau, vrem să vedem de astăzi schimbarea. Ce v-am spus, în momentul în care eu voi lupta. Știi ce sper să nu vă dea acum încolo? Eu n-am nimic. Trebuie să vedem schimbare dacă nu, știi ce sper să nu vă dea acum încolo? Nu, sper să nu văd povestea de mine și a lui Jador. Adică după ce s-au certat, s-au despărțit. Plânsele pe altuia. Suferință, că nu pot să-l uit. Că vai de mine capul meu, vai, 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 șaua. Nu, nu, uite. Frate, fiți oameni asumați. Eu spun ca la sora mea, dacă mai ai puțin caracter, orgoliu în tine, demnitate, o să faci, o să schimbi ceva. Bună, băieți! Ia uite-o pe comănicii, băi! Să română! Ia uite-o, băi! Îmi tremură picioarele! Stai, mă! Bună! Să română, Nadia Comăneci! Bună! Ți-e frică de mine, Bianca? Nu mai ne frică. Haideți încă. Iartă-mă, da? Hai, haideți aici. Azi e ziua iertărilor. Azi e ziua iertărilor. Hai aici, baby. Hai aici, uite. Băieți, nu vor să mă salute, aia e. Ba da, mă, cum să nu te salute. Da. Ți-a, opa! Omori tendru. Ce ai făcut, măi? Alunicare de teren. Lăsați-o pe ea să stea. Unde? E fată nouă, na. Alunicare de teren. Fata nouă, hai, te rog, ia loc aici să discutăm. Voi ce faceți? Doriți apă, ceva? Te așteptam. Apă, doriți? Vă servim cu ceva? Aveți emoții? Am. Serios? Da. Da. Emoții după atâta timp. De ce ai emoții? Nu știu de ce. Nu vezi că lipsește să ceva? Mâinile. Yo. Ce lipsește? Iubirea ta, Bogdan? Nu mai zici... Corazon. Nu mai zici iubirea. Da, nu lipsește nimeni. A oftat când ne-a spus. Nu lipsește nimeni. Dacă zici iubirea, nu se mai bagă nimeni pe ea, frate. Ai venit pentru un băiat? Ești fată nouă. Secret. Vreau să zic că... M-am întors pe răzbunare, să nu credeți că... Dar eu tot o să fiu ca înainte. Adică puteți să mă votați sâmbătă de sâmbătă, eventual pot să mai iau câte o pauză de o săptămână, dacă nu vă place. Mai câte un concediu. Da. Alege-l pe cel care te-a invitat în oraș. Nu, nu pe Turgu! Nu pe Turgu! Bianca, cel care te-a invitat în oraș, Ian. Te rog.
Bă, cine mă face cu poza aia? Da, de ce ea? Ești gata, ești rezolvat și tu. Da. Bine. Dar de ce dansezi cu poza? Nu te vede, bă. Cu poza ta. Mariana! Ui, poate sunt îndrăgostit și Mariana de mine în cava și gura voastră. Îndrăgostit deja. Mariana, e gata, e îndrăgostit de tine, Jador. Cine e Ahmed, mă? Vezi ce zbara. Ahmed? Cine e Ahmed? Față de primul sezon, reîntoarcerea mea în casă a fost mult mai ok, dar băieții mi s-au părut un pic speriați. Nu te cred! Bă, de ce m-ai mintit? M-a trădat, Mari, m-a trădat din toată puterea. De ce m-ai mintit, bă? După cum te-am mințit, fată? De ce m-ai mințit, bă? De ce mi-ai ascuns adevărul? M-a întrebat cineva și zic, Bianca, mi-a zis nu. Că ce? Nu i-a venit răspuns. Deci m-a întrebat cineva, dar nu ține de ori fani, ori cineva. Da, s-a întrebat cu cine, Bianca vine. Mi-a zis că nu, Bianca mi-a spus că nu am primit răspuns. Păi chiar nu. Hello. Și uite, și ce mi-a zis Ada, Bianca poate să... Mamă, pe bune, ți-a adus poza înapoi? Da, salut-te formă, nu? Ce faceți, fetelor? Bine, tu ce m-ai mințit? Așteptam, nu te-am mințit. Chiar nu te-am mințit. Tu ești alat încredere. Așteptam un băiat să vină. Pe vină și pupa cine fetele. Cine dansați? Politicoasă, Bianca. Spune ce-ați spus, Jador, și spune cu cine dansați. Welcome in the house. O, Mariana, termin o dată. Hai, vină să te faceți. Vino. Bine, te-am regăsit. Ai dansat cu el. O, Doamne, Mariana. M-ai auzit când am țipat? Nu am auzit. Te-ai simțit? Eu cred că intră băiat și te-am auzit când țipai pe acolo, râdeai. Ești răcită? Un pic, da. Da, se aude pe voce. Stai, fată, că chiar am avut, da. Ai mâini de reci. Ai mâini de reci. Mi-e cald rău. Cine e Ahmed? Eu. Ahmed, m-a păcălit Jador. Jador mi-a zis că e un băiat care a venit, care se cheamă. Uite, el și-a pus ecustonul în piept și că e Ahmed și că s-a fără după cum și concurent. Ahmed s-a rămas Ahmeda. Uite-te cine e. Joacă rol dublu. Nu, mi-a zis că e aici, în casă. Are două fețe. Da, uite poza lui Jador. Ai dansat cu el când miroșa el. Da, am lăsat Jador, eu zic. Fata, dar tu te-ai îndrăgostit Jador? Cred că da. I-am spus de foarte multe ori pe acest subiect. Lasă, nu mă duce pe la plăiești. Da, că ai prietenit cu mine. Da, mă, da. Îl place sigur, cu Jador? Da. Nu știu ce se întâmplă. Ți-ai schimbat numele ca Jador pe Instagram. Ai zăpăcit cu Instagram. M-am inspirat. Și a pus Mariana Sorenco oficial, am văzut că toți de oficial. Adică toată lumea are oficial Jador și cu ea e o adevărată. Dar e multe posteri de asta, fan Jador, fan Jador și zic de se... Și tu ești fanul Jador? Da. Îmi place peselele. Sunt Ahmed. Mariana! Ce? Tu ți-ai schimbat numele pe Instagram? Adevărat? Da, mă, da. Cum o cheamă pe tine? Mariana Sustarenco, adevărat. Da! Serios? Serios? Da, mă. Mariana... Iubește Jador. Păi toate sunt oficial, vreau și eu ceva. Ah, ok, nu știu ce zic. Aoleu. L-ai dat pe sper ceva. Sper că... Păi, deci mie nu-mi vine să cred așa ceva. Mie nu-mi vine să cred. Mariana, te-ai îndrăgostit? Mariana, tu vorbești serios ce ai spus? Da. De asta îmi dai mesaj? Nu am observat până acum. Dar nici păi, eu, nici uite, nici sunt multe de astea, Mariana, să sarem cu oficial și de aia și-am pus adevărat. M-am inspirat de la tine. Măi, Mariana, să știi că dacă eu te protejez în fața celorlalte fete, că așa... Pentru că ai o minie, un suflet mare. Da, eu nu... Nu vrea cuplu. Nu aș vrea cuplu, știi? Știu. Fetele nu înțeleg asta. Eu zic că ar trebui să te sperii, Bășador, că dacă se îndrăgostește Mariana de tine, nu știu pe unde îți mai scos cămașa, fratele meu. I-am zis da, că cred că o să nu mai din capul tău, o să porți doliu în fiecare zi. Mariana mi-a scris... O să purtăm noi doliu. Am vorbit săptămâna asta cu ea și cam toată săptămâna îmi trimitea, să zicem, 10 mesaje vocale, dintre care... erau despre Jador. Vezi, ce? Ce ai zis? Măi, comănici, tu mă sperii, comănici. Doamne, Mariana, tu de unde ai mai ieșit încă una în lista lui Jador? Felicitări, Jador, s-a mai îndrăgostit încă una de tine, bravo! Ce
singura femeie care l-a lăsat pe jador fără cuvinte, Mariana. Ce spun unele că a plâns așa? Ia? Gen, da, că dă bine la TV și că știi că lumea vă place împreună, gen. Raju, îți place de Bianca? Mi-a plăcut. Andreea, Larisa, ce ați avut de împărțit? A zis că Bianca a împins-o de la spate să facă nu știu ce pot. Sunt vinovată, îmi asum. De ce ai băgat vina pe Bianca? Că nu înțeleg. Larisa, ai vrut tu să faci poza sau te-a rugat Bianca să faci poza? Am vrut eu să fac poza.